Filmează, filmează. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un al doilea episod de Photoshop Tips and Tricks. În episodul ăsta voi fi rapid. Vă voi arăta cum să retușați pielea, un aspect foarte important ce ține de fotografie. Și în al doilea rând vreau să vă mai anunț că voi mai face câteva episoade pe lângă acesta. Tot fiind toată situația asta și haosul creat de virusul ăsta, cum că toată lumea ar trebui să stea izolată în casă, am zis să profit de chestia asta și să fac niște tutoriale. Dacă aveți idei pentru alte clipuri, alte tutoriale, vreți să învățați ceva nou, nu uitați să dați un follow pe Instagram la @neagodenisphoto și aștept mesajele voastre cu ceea ce doriți voi să vedeți acolo. Pe lângă asta mai pregătesc un episod unde vă voi edita vouă fotografiile. Deja am primit vreo 5 sau 6 fotografii, așa să mai adun încă 4 sau undeva 1 la un 10 și vă dau drumul următorului episod în care vă voi edita pozele. Mă voi gândi la o altă serie de videouri. Țin să profit acum de tot timpul ăsta pe care îl am, doresc să-l aloc creării de conținut pe YouTube. Sper să vă ajute și pe voi și sper să învățați și voi Photoshop, să ajungeți la un rezultat destul de bun cu fotografiile voastre, așa cum vă doriți. Lăsăm vorba la o parte, hai să trecem pe calculator să vedem exact ce edităm, cum edităm. Bam, bam! Bun, am început, acum am băgat... Voi folosi microfonul din laptop și sper să se audă destul de ok. Am ales această fotografie cu Mihaela de la un shooting destul de drăguț. Dacă vreți să vedeți shooting-ul și pozele cu ea, le găsiți pe Instagram-ul meu, @neagodenisphoto. Trecem la treabă, deschidem această fotografie în Photoshop și vom trece direct la ce avem de făcut. Pentru început, pentru a avea o piele destul de curată, vom face procedeul prin care vom scoate toate coșurile de pe față, toate impuritățile. Dacă nu știți cum, mai am un tutorial, episodul, primul episod, o să las un link în descriere. Vă uitați acolo și veți înțelege procedeul. Ca să vă mai explic pe scurt, selectăm Spot Healing Brush Tool-ul, avem bifat Sample All Layers și aici bifăm Content Aware și vom da click pe toate coșurile pe care noi nu le vom suporta să le avem în fotografie. Chestia asta de fapt ține mai mult la fete, fetele sunt puțin mai atente la ceea ce au pe față și nu băieții. Băieții sunt la modul, mamă, ce tare poza, ok, aplic două culori, un filtru de Instagram și dau drumul pe internet. Ceea ce, bine, nici eu nu prea stau să-mi fac așa, dar în fine, am ales, am scos toate coșurile ce mă deranjau de această fotografie, vom da Merge Visible, am face un singur layer și acest layer îl vom duplica de două ori. Pe primul vom aplica o blur, Gaussian blur. Aici vom blura fața astfel încât să fie o tranziție destul de smooth a umbrelor pe care Mihaela le are pe față. Cum vom face asta? Cum am mai spus, Gaussian blur e cheia. Să zicem că alegem un 10, sper să nu fie foarte mult, după care facem layerul deasupra vizibil, mergem pe image, apply image și iar aici vom selecta invert. La merge vom alege layerul de mai jos, DSC8160 copy, acest layer de fapt. Avem aici în vedere să fie pe add, poza va arăta astfel, e puțin horror, dar după ce dăm ok vom merge la blending option și vom alege linear light. O să vă întrebați ce am făcut. Păi n-am făcut mai nimic, după cum vedeți. Oh, scuze, deci după cum vedeți nu am făcut mai nimic, dar acum vine magia, să zic așa. Vom selecta la sub, vom alege porțiunea de tranziție a umbrelor pe care o dorim să o reducem. Vom merge pe filter, blur, Gaussian blur din nou, doar că aici valoarea precedentă am pus-o 10, acum voi urca-o, să zicem, aș pune un, hai să zicem un 15. Ok, dăm ok. Ce s-a întâmplat? Am făcut tranziția umbrelor puțin mai soft, mai... un alt detaliu important, să aveți în vedere la feather, să-l creșteți, nu știu, eu l-am la un 3,5. Vă ajută mai mult să nu pară tranziția destul de bruscă a umbrelor, să pară tăiată, decupată acolo. După ce facem toate acestea, mergem pe toate părțile unde considerăm noi că umbra ne-a cam jucat feste și ne cam deranjează vizibil. Acest procedeu eu îl urmez aproape mereu. Unde îl folosesc mai des este când am de făcut o ședință foto sau orice altceva în timpul zilei, unde lumina soarelui este foarte, foarte enervantă și aveți acele de umbre deranjante pe față. Acest procedeu vă ajută foarte repede să scoateți aceste umbre nasoale. Deci după cum vedeți, deja pielea a devenit puțin mai smooth, nu mai deranjează atât de tare tranziția de la lumină la umbră. Scurt, cam ăsta a fost tutorialul, dar vom continua să edităm această fotografie, vom da un pic crop acesteia, vom centra un pic subiectul,
Am aplicat niște mici culori, un Selective Colors. De regulă, nu știu dacă ați observat, eu am o tentă de a adăuga un albastru pe fotografiilor, dar aici cred că vom adăuga puțin mai mult verde, să zic, un pic, nu foarte mult. Vom adăuga și un curse. Întunecăm un pic pe highlight. Mai adăugăm un pic de culori. Deci, ce culoare se potrivește mai bine. Nu știu la voi cum se va vedea, întrucât să registrez cu Nvidia, dar ceva de genul. Mi se pare foarte simplă poza acum, dar ok, pentru a-i adăuga un look destul de interesant, să zic așa, ce am mai adăugat în ultimul timp fotografiilor mele, am adăugat niște noise, dau un alt feel pozei, un alt vibe. Și vom adăuga această dimensiune 1.350 pe latura cea mai lungă. Pot să vă explic într-o zi dimensiunile pe care să le aveți în calcul când postați pe Instagram. După care mă gândesc să mai adăugăm câțiva, un centimetru, să zic. Hai să adăugăm un centimetru de culoare albă. Oh, scuze. Am făcut ceva aici, am omis ceva relativ ok. Ok, un centimetru. Cred că ar merge mai mult, hai să punem 4. Nu, merge cu 4. Atunci dăm undeva mai... Da, era pe pixel, cred. Hai să dăm pe 10, să adăugăm acest look poze. Acum am prea mult. Imediat, control F, să-l dăm 100 și cam asta și fotografia. Eu de regulă mai ajustez, mai adaug niște efecte extra, mai am niște preset-uri pe care eu le folosesc, dar o să mă gândesc să fac un giveaway sau o să vă dau un link să le descărcați, dar să vedem în funcție de cum merge acest mică serie de editare. Da, deci sper că ați înțeles ce trebuie să faceți, care este procedeul cu frequency separation. Sper că acest tutorial v-a fost de folos și pentru pe viitor nu uitați să dați un follow la pagina mea Neagă Denis Foto și să-mi spuneți un mesaj privat sau că voi face un poll sau vă voi întreba ce tutoriale mai doriți să vedeți. Mi-a făcut plăcere și nu uitați să dați subscribe. Mai bine!